Da, nu știu ce măsură. Bună ziua, dragilor, și bucă să ne întâlnim cu microfon online. Iată-ne de nou la treabă. Te salut, Alex, nu? Da, Alex, vă salut și eu. Iată că eu trăiesc așa o bucurie deosebită, pentru că peste ani, nu? Tatăl tău, cu el am făcut pregătiri. Era o perioadă atunci în Măinești, când făceam multe pregătiri. Săteau pe mine, mă sufocau, pur și simplu. Ajunsesem, de ultima meditație o făceam la 9 la 11. Sâmbătă seama la 9 la 11. Dar asta nu pentru că aveam eu un capriciu în chestia asta, ci nu aveam loc. Atât de mult eram solicitat. Dar iată că peste ani, acum fiul lui, nu? Nu l-am mai văzut pe tata, spuneam, în mașină de multă vreme. Dar să nu ne lungim cu vorba, trecem la treabă. Ești în clasa a 10-a. Da. Iată, debutez acum și cu clasa a 10-a. N-am avut clasa a 10-a până acum. Sperăm să organizăm bine lucrurile și să facem ceea ce mi-am propus eu. Nu e tema pentru a doua zi. Tema pentru a doua. Pentru acasă. Așa, clasa a 10-a. Și dându-l la treabă, cu radicale ai spus, nu? Da, da, da. Deci, radicale. Tema asta să va fi radicale. Te rog. Primul exercițiu. Da? Să spunem pagina. Păi ce temă, după ce lucrați voi? Năstăsescu. Aha, da. Și de fapt, și... Năstăsescu. Niță Năstăsescu, Chițescu. Da, asta este culegerea, dragilor. După care, probabil, mulți lucrați. O prezint pentru că în felul ăsta avem ocazia să îi atenționăm pe cei care vor putea să-și facă tema cu noi deodată. Te rog. Deci, instrumentul numărul 9, ai zis? Da, de la pagina 42. 42. Subpunctul la. Cerința este să se raționalizeze numitorii fracțiilor. Da. Sub punctul A, 1 minus radical din 2. 1 minus radical din 2. Da, supra 1 plus radical din 2. Ce înseamnă a raționaliza? Înseamnă să scap de radical. Da, de radicalul de la numitor. De la numitor, da. Înainte de a face chestia asta, dacă aș avea așa, 3 supra radical din 5. Ca să scap de radical. Da, raționalizăm cu radical din 5. Mulțim și sus și jos, da, cu radical și din 5 și vine 3 radical din 5 supra 5. Foarte bine. Altul. Dacă îți dau 2 supra radical din 5, 3 din 5. Poate raționalizăm cu radical de... De ordinul 3 din... Ordinul 3 din... 5 la a doua. La a doua, da. Ca să ajung la 5 la 3. Da, da? Da. Deci de-aia mulțim și sus și jos. La fie capul 2 supra radical de ordine 3 din 5. 5 și mulțim acum cu radical din 5, 3 din 5 la a doua. Și sus și jos. Și atât vei ajunge la radical din 5, 3 din 5 la a treia și numai bine scăpăm de radical. Deci va fi egal mai departe cu 2 radical indice 3 din 5 la a doua supra radical indice 3 din 5 la a treia. Da? 5 la a treia. Și acum indice radical indice 3, da? 3 cu 3. Da. Face 2 radical indice 3 din 5 la a doua totul supra 5. Da. E limpede ce înseamnă a scăpa de radical de la numitor. Dar aici la tine e un pic mai complicat acum, nu? Deci noi avem așa 1 minus radical din 2, totul supra 1 plus radical din 2. Să mulțim numai cu radical din 2, n-am făcut o afacere, da, pentru că radical din 2, dar este și 1 plus. Da. La ce te gândești aici? Păi... O idee. Da, da, să înmulțesc și sus și jos cu... 1 minus radical din 2. De ce? De ce te gândești la asta? Pentru că este o formulă. Adică? Să scap 1 plus radical din 2 până 1 minus radical din 2 face 1 la pătrat minus...
Deci tu te mergi pe ideea aceea, o știi tu foarte bine, visezi așa, ce bine ar fi să fie ăsta la pătrat, zici tu, dar nu? Da. Poate să fie așa simplu, pentru că e legat de 1 plus. Atunci, nu mă deranjează să fie și unul la pătrat. Și atunci a scăpat radical. Ori asta îți vine ție la îndemână, sau te descurci foarte bine, pentru că știi formula A minus B pe lângă A plus B, face A la a doua minus B la a doua. Sau să zic invers. A la a doua minus B la a doua, A la a doua minus B la a doua, este egal cu A minus B pe lângă A plus B. Da? Iar A la a treia minus B la a treia, hai să le scriu pe de la din ele. Da, este A minus B, pe lângă A pătrat minus AB. Pe lângă A minus B, pe lângă A pătrat minus AB, da? Plus, da, plus B pătrat. E minus sau plus? Plus este. Plus. Plus. Dacă vrei să te convingi, n-ai decât să mulțești acasă, da. Vezi că așa se dă, da? Și A la A patra minus B la A patra, tot cu A minus B începe, tot cu A minus B, pe lângă A la A treia, și cu asta îți prezint toți mecherii, scrie, te rog, și tu. Da. Vezi? La A la a doua minus B la a doua începe cu A minus B. Și pe lângă A plus B, ca să completăm, până la A la a doua. La A la a treia minus B la a treia începe cu A minus B, pe lângă A pătrat. Ca să ajungi la A la a treia, de la A pătrat trebuie să pornești, da? Da. Și când A scade, A la a întâia, vine B-ul și-l ajută, A dispare și vine B la a doua. Deci, pe măsură ce exponentul lui A scade, crește exponentul lui B. Da. A la a treia, A la a patra minus B la a patra, face A minus B, pe lângă A la a treia, da. Plus... Plus 3... Da. Plus A la a doua B. Ține minte șmecherea asta. De la A la a treia, A la a doua B. Da. Plus... Plus AB pătrat. AB pătrat plus B la A treia. Cu 3 acela când ridicăm la o putere. Da? Deci aici este altă chestiune. Te convinge că este o treabă bună acasă, da? Și A la A cincea minus B la A cincea este egal cu tot cu A minus B începem, pe lângă. Te rog să-mi dispui. Da, A la a patra. Așa. Plus A la a treia B. Da. Plus A la a doua B la a doua. Foarte bine. Plus A B la a treia plus B pătrat. B la a patra. Da, B la a patra. Bun. Ei, aici noi avem A plus B. Deci avem pe A plus B, îți trebuie A minus B. Ăsta e motivul pentru care facem mișcarea asta. Deci mulțim cu A minus B, adică cu 1 minus radical din 2. Și va face egal mai departe cu 1 minus radical din 2 pe lângă 1 minus radical din 2. Aș fi putut scrie 1 minus radical din 2 la pătrat. Pe lângă 1 plus radical din 2. Și pe lângă 1 minus radical din 2. Îl luăm acum mai încetinitorul, dar putem mări ritmul repede. Și va face 1 minus radical din 2. La pătrat, totul supra A plus B pe lângă A minus B, face A la a doua, adică 1 la a doua, minus radical din 2 la a doua, dispare radicalul și va face 1 minus radical din 2. Totul la pătrat supra 1 minus 2. Da? 1 minus 2 și face 1 minus radical din 2 la pătrat supra minus 1. Supra minus 1. Și e rezolvat program. Am scăpat de radical de la numitor. Am raționalizat. Te rog, Artur, următorul. Punctul B, 1 supra radical de ordin 3 din 25. 3 din 25. Minus radical de ordin 3 din 24. Din 24. Ai vrea să fie la a treia. A la a treia minus B la a treia. De ce la a treia? Pentru că ați dispar radical. Da. Și repede urmărim, ca să fie ceva la a treia, A la a treia minus B la a treia este egal cu cine? A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Îți lipsește bucata asta. Da. A pătrat plus AB plus B pătrat. De aceea o să înmulțim și sus și jos cu același lucru, fracția nu se schimbă. Deci vom înmulți cu A pătrat, adică radical de ordinul 3 din 25 la A pătrat, da? Plus AB, plus AB plus produsul ăsta 2, plus radical de ordinul 3, dictează-mi tu ca să nu mai e. Da. Radical de ordin 3 din 25 la 24. Așa. Plus radical de ordin 3 din 24 la pătrat. Supra? Supra
radical de ordin 3 din 25 la 3. Foarte bine. Deodată, nu? Mai perdem timpul. Da. Ai înțeles bine? Da, minus radical de ordin 3 din 24 la 3. Și egal cu numărătorul ăla avem. Deci radical din 3 din 25 la a doua. Nu avem ce face. Da, n-avem. Eventual scoatem un 5, 5 la a 4, este un 5 sub radical. Aș putea zice asta. Că pe 25 îl puteți zice ca 5 la a doua. Și totul la a doua, 5 la a 4. Și este, fiind obligația numai până la 5 la a 3-a, este un 5 în față. Da? Deci hai să zicem și așa, 5 radical, 5 radical de ordine 3 din 5. Da? 5 radical de ordine 3 din 5. Plus, aici nu mai am ce face că să le mulțesc, radical de ordine 3 din 25 ori 24, cred că, nu știu că face 500. 625 făcea când... Cred că e 600. 600, da. Da? Așa. 600. Și plus radical din 3 din 24, mai pot să zic aici, 24, 6 ori 4, 2 la 2, 3, 2 la 3, ar să zice 2 la 3, ori 8 ori 3, nu? Da. Așa, totul la 2. Sigur, scad un radical, 2 îl iese în față, la a doua 4, 4 ai calci 3 din 3 la a doua. Dar nu atât mă frământă să fac calcule acum, o să le facem altă dată, rămâne aici 25 minute, 24 minute, nu termină de ghiștiu, da? Da. Artur? 12. Există numărul 12, da? Da, supra 3, plus radical din 2. Deci cum ai spus? A supra? 12. Da. Supra 3 plus radical din 2 minus radical din 5. 3 plus radical din 2 minus radical din 5. Minus radical din 5. Idei de la tine aștept. Ce inițiativă ai? Nu prea ai o formulă aici ca să te ajute, nu așa? Da, da. Am o disperat. Ne descurcăm. Hai să ne închipuim că ăsta ar fi A-ul și ăsta ar fi B-ul. Da? Putem face așa. Și am A minus B și mulțesc cu A plus B. A plus B. Deci vine 12 pe lângă 3 plus radical din 2 plus radical din 5, totul supra A pătrat, adică 3 plus radical din 2 la pătrat, minus 5, nu? Da. Și egal mai departe cu 12 pe lângă 3 plus... Vorbește tot, te rog. Cum a lăsat cu mine? 3 plus radical din 2 plus radical din 5 supra 9 plus 6 radical din 2 plus 2 minus 5 egal cu 12 pe lângă 3 plus radical din 2 plus radical din 5 supra 6 plus 6 radical din 2. 6 plus 6 radical din 2 și dau mai departe cu... Facem un 2, 6 în factor și se duce cu ăsta. Da. Și vine, și vine 2 pe lângă 3 plus radical din 2 plus radical din 5 supra 1 plus radical din 2. Da. Și acum raționalizăm cu corect. 1 minus radical din 2. Deci 2 pe lângă 3 plus radical, 3 plus radical din 2 plus radical din 5 pe lângă 1 minus radical din 2. Da. Supra 1 minus 2 și supra minus 1. Supra minus 1. Adică punem minus în față și termatești. Da. E, și acum, dacă e nevoie, mulțim și pe aici, facem minus 2 pe lângă. Desfacem paranteză. Minus 2 pe lângă 3 ori 1, 3, plus radical din 2, plus radical din 5, am mulțit cu 1. Da. Și cu minus 2, deci minus 3 radical din 2, minus 2, da? Da. Și minus radical din 10. Și cam asta e. Reduce și termine asemenea. Hai să zicem, hai să finalizăm. Minus 2 pe lângă. Termen 3 și cu minus 2 face 1. 2 radical din 2 și cu minus 3 radical din 2 minus face... 2 radical din 2. Minus 2 radical din 2 plus radical din 5 și minus radical din 10.
Așa. Altă greșit eu? Radical de ordin 3 din 5. Da. Plus radical de ordin 3 din 3. Supra radical de ordin 3 din 5 minus radical de ordin 3 din 3. Care e conjugata? Radical de ordin 3 din 5 plus radical. No. Ah, da. Atenție, la a treia. E la a treia, da. A la treia minus B la a treia. E bucata lui a la treia, digo, A, da, a pătrat, pătrat plus AB plus B pătrat. Plus B pătrat. Ăsta da. Iau și ăsta îi dau. Deci egal cu fiii fracții, zicem radical de ordin 3 din 5 la a pătrat. A, i-am zis să copiem pasta. A, da, radical de ordin 3 din 5 plus radical de ordin 3 din 3 pe lângă radical de ordin 3 din 5 la pătrat. Da. Plus radical de ordin 3 din 15 plus radical de ordin 3 din 3 la pătrat supra radical de ordin 3 din 5 la 3. Adică 5? Totul la, adică da, 5 minus 3 supra 2. Minus 3 supra 2. Da. Și mai putem face să lucrăm aici ca să vedem ce obținem dacă lucrăm. De asta, de asta. 5 la pătrat? Nu. Au același indice, radical din 3 din 5 la 3. Da, radical. Adică 5. Da, 5. Da, 5. Să înțelegi de ce, da? Da, da, da. 5 plus... Plus radical de ori în 3 din... 75. 75. Sau, da, nimic, 75. Da, pare. Plus radical de ori în 3 din 45. Da. Plus radical de ori în 3 din 45. Din 75. Da, din 25 ori 3, 75. Da. Plus radical de ori în 3 din 45. Plus radical de ori în 3 din... 27. Adică 3. Da, adică 3, da. 3. Supra 2, nu? Da. Ei, reduși și la asemenea, va face 5 cu 3, 8. 8. Deci egal cu 8. 8 plus 2 radical de ori din 3 din 75 plus 2 radical de ori din 3 din 45. Supra 2. Simplificăm totul printr-un 2. Da, și rămâne 4. Da? Deci vine 4, 4 plus radical de ordin 3 din 75 plus radical de ordin 3 din 45. Și cam asta rezultatul. Da. 7, nu mai poate să iasă nimic în factor. 75 înseamnă 5 la a doua, 25 ori 5, nu? 25 ori 5. Da. 25 ori 5? Nu. Nu, nu 25 ori. 25 ori... 15. Ori... Ori 15? Da. Așa. Nu e ori 15, ori 3, mă. Ia zi, a, 25 ori 3, da. Ori 3, da. Nu știu, că nu suntem amețiți. Am 2. Deci nu iese nimic da, factor comun. Cu alt cuvânt rămâne așa. Rămâne așa, da. Bine, hai altul. 31. Da. Există numărul 31, da? Da. La numărător. Supra 2 plus radical din 2. A, e același există dinainte, nu? Acum... Azi trec la următorul? Nu, nu, te întreb... suntem în cadrul aceeași exerciții dinainte, nu? Da, da, da. N-am terminat. Da, n-am terminat. Te rog, te rog. 31 supra 2 plus radical din 2 minus radical din 6. Da, și cum am spus, grupăm, considerăm 2 plus radical din 2. Sigur că da, gata, acum. 31 pe lângă, zicem de asta. 31 pe lângă... ăștia 2. A, ăsta e A-ul, ăsta e A. Și ăsta e B-ul. Deci A plus da. B trebuie. Da, pe lângă 2 plus radical din 2 plus radical din 6, supra 2 plus radical din 2 la pătrat, da. Minus radical din minus 6. Minus 6. Și egal cu? Egal cu 31 pe lângă 2 plus radical din 2 plus radical din 4, supra... Radical din 4 sau din 6? Din 6, da, din 6.
supra 4 plus 4 radical din 2 plus 2 minus 6 egal cu 31 până de 2 plus radical din 2 minus radical din 6 plus radical din 6. Da, plus radical din 6 supra 4 radical din 2. 4 radical din 2, corect. Și? Mulțim cu radical din 2, da. Este egal cu 31 cu radical din 2, lângă 2 plus radical din 2 plus radical din 6 supra 8. Supra 8. Și de aici încolo mergem, nu? Da, adică s-a raționalizat pur și simplu. Mai, dacă vrei, mai faci paranteza acolo cu radicalul ăla de 2 mulțim. Da. Da? Și așa, fiindcă de atam la radicale, se fac și toate calculele acolo. Așa, să vedem dacă să prind bine operații cu radicale, da? Da. Te rog. Cred că mă descurc de acum. Să trec la următorul timp, da? De exercițiu. Asta, asta. Da. Da. Când tu ai observat că îți intre și ai înțeles bine cu trecutul, nu mai te rog. Da, următorul exercițiu este 10 de la pagina, tot de la aceeași pagină, la pagina 42. 10 de la pagina 42. 42, da. Să se simplifice expresiile. Prima expresie. Deci să... Se simplifice expresiile. Se simplifice. Expresie. Da. Da, te rog. 3 radical din A supra A 3 radical din A supra A plus A la puterea 1 supra 6 la 1 pe 6, da? Ori radical de ordin 3 din A. Dar plusul unde este? La numitor sau nu? Sau drept, așa cum am scris eu? Deci? Deci 3 radical din A supra A. Da, plus A la puterea 1 pe 6 ori radical de ordin 3 din A minus A la puterea 2 pe 7 supra radical de ordin... Totul supra? Da, totul supra radical de ordin... Cred că e 21, da. Radical de... Nu, nu totul supra. A radical din... Numai A la 2 pe 7. Da, 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 numai A la 2 pe 7. Supra radical de ordin 21 din A, da. Minus 3A la puterea 3 ori A la puterea 0 supra radical din A și A mai mare ca 0. Asta e condiția. A mai mare ca 0, ne dăm seama de ce, dar apar la numitor. La numitor, da. Asta e motivul, corect. Deci, asta este expresia pe care trebuie să o lucrăm, să o prelucrăm. Da. E 1, hai să zic eu. Expresia e 1, egal cu... Zi ce idee ai. Păi, mai întâi să scăpăm de puterile raționale. Exact. Aici, aici ai putea să zici A la 1 pe 2 aici. Da, A la 1. Deci egal mai departe cu prin difracții, 3 ori A sub, la 1 pe 2 supra A, da. Plus? A radical de 6. A la 1 pe 6. Poți zici sub radical, dar hai să lucrăm cu puterile raționale. Cu fracții. Exponenți fracțional. A la 1 pe 6. Ori A la? Ori A la 1 pe 3. Corect. Minus? Minus A la 2 pe 7 ori A la? Ori A la 1 pe 21. Minus 1 pe 21. Da, minus 1. Deci jos sus, da, se da, duce vezem schimba, da? Minus 1 supra 21. Minus 3. Minus 3. A la 0 este 1. Da. Ori A la? A la minus 1. 1 pe 2. Minus 1 pe 2, da. Și egal mai departe cu 3 ori. 3 ori
cum se par două puteri care cer bază, copil bază, scădem exponent. Da, se nimic. Din 1 pe 2 scăzăm minus 1, facem minus 1 pe 2. Da. 3 ori ala minus 1 pe 2. Plus ala. Ala... Atunci să copii baza numai exponenții, ia, deci ala puterea, ia să vedem ca să vadă sfatul la 1 pe 6 plus 1 pe 3. 1 pe 3, aducem la același numitor. Cu 2 aici, 1 și cu 2, 3 pe 6. 6, da. Adică 1 pe 2. 1 pe 2, da. Da, deci ar din dintr-o dată ala puterea 1 pe... Ala puterea 1 pe 2. Corect. Minus... Ala puterea... Ala puterea... 2 pe 7, 2 pe 7 minus 1 pe 21, minus 1 pe 21, deci am câștigat mai cu 3, 5 pe 5 pe 21, da. Deci A la puterea 5 supra 21 și minus 3 ori A la puterea minus 1 pe 2. A la minus 1 pe 2. A, egal mai departe. Da, se duce, se duc 3 ori ala minus 1 pe 2 și minus 3 ala 1 pe 2 am terminat cu ei și îmi dă doar ala 1 pe 2, da, minus ala 5 pe 21. Putem lăsa așa, da. Nu trebuie să trecem obligatoriu la radical. Bun, da. Următoarea expresie, E2, da, E2, da. X minus Y supra radical din X minus radical din Y. Radical din X minus radical din Y. Da. Minus linie de fracție X la puterea 3 pe 2. X la 3 pe 2, da. Minus Y la puterea 3 pe 2 supra X minus Y. Și aici condițiile X mai mare ca 0 și... Da, da. X strict mai mare ca 0 și Y strict mai mare ca 0 și X diferit de Y, da, din motive clare, da? Da. Ei, dacă nu ne-ar fi spus autorul, le puneam noi. Da, le puneam. Știm noi de ce, da? Fracția să existe, să existe radicalul și mai departe. Bun. Idei. Raționalizăm prima fracție cu radical din X plus radical din Y. Perfect. Deci zicem X minus Y. X minus Y pe lângă radical din X minus radical din Y, plus radical din Y, da, supra X minus Y, corect, minus aici să scriu, hai să scriu sub formă radical, poate da, mai ușor seama, da? Zicem minus radical de ordin 3 din radical de ordin 2 din x la 3. Așa. Deci radical de ordinul 2 radical din x la 3. Da, radical. Minus radical din y la 3. Corect. Supra x minus y. Avem același numitor. Da, avem același numitor x minus y. Deci eu pot să spun egal cu sigur. Numitor x minus y. Da. Pe lângă. Desfacem paranteza. Așa, să încercăm. X radical din X. Așa. Plus X radical din Y. Minus Y radical din X. Minus Y radical din Y. Minus radical din X la 3. Minus radical din Y la 3. Atenție! A, plus radical din Y la 3, da, nu. Păi eu scriu aici și scriu prostie și tu mă măjurăște. Scriu comentarii, fac comentarii urâte. Egal mai departe cu X radical din X. Și aici să zicem X radical din X la 3 este un X în față. Da. Faci X radical din X. X radical din X, da. Sau să-l băgăm cu ăsta și faci X la, radical din X la 3. Hai să facem manevra asta. Da. Deci vine radical din X la... Radical din X la 3 plus X radical din Y minus Y radical din X plus X radical din Y minus radical din Y. Hai să băgăm și pe X-ul ăsta, mă. Poate ne vine vreo idee, știu eu. Deci zicem aici radical din X pătrat Y plus, da, radical din X pătrat Y minus radical din Y pătrat X minus radical din Y la 3.
Așa, radical din 3 la 3. Și mai am mai dat și minus. Da, minus radical din x la 3 plus radical din y la 3. Totul supra x minus y. Și acum observăm. Da, se duc. Radical din x la 3 cu radical din x la 3. Ăsta fost pe aici. Și aici să facem vreo mișcare, să vedem cine vine în minte, să facem aici. Am putea scoate un factor comun, radical din xy. Este comun și porul și da. Da? Deci merge radical din xy. Radical din xy pe lângă... Radical din x. Radical din x minus radical din y. Totul supra x minus x. Minus y. Nu, altceva ce să mai da. Facem, cam atât rămâne. Că nu o să ne aplicăm conjugația de sus-jos, să mai simplifică un x minus y. Deci poate să fie făcută mai repede. Ce spune acolo Iisus? Să se simplifice, nu? Da, exact. Ei, mai mergem încă. Da. Deci putem mulți cu radical din x plus radical din y în ambii membri, ca să da. Sunt aici x minus y. Deci vine radical din x. Radical din xy pe lângă x minus y, pentru că înțeles, supra x minus y. X minus y pe lângă radical din x plus radical din y. Și acum simplifică x minus y cu x minus y și rămâne radical din x y supra radical din x plus radical din y. Deci asta înseamnă tot simplificăm. Producem până în momentul în care este irreductibil. Nu mai putem să facem nicio simplificare, da? Bine, e 1, e 2, e 3. Este, nu mai este la următorul exercițiu. Da? 11, la pagina 4. Deci 11. Acum, dacă colegii tăi ar fi știut că facem transmisiune direct, toți ar fi stat cu caițelele în mână și să-și fac tăi în tema. Fă acest lucru. Fă-le prietenilor tăi, băi, cu cunoștință, care îi ai, pe unde îi ai. Spune, băi, la ora pe tare, faceți un temă în direct, vedeți tema. Da, chiar este frumoasă, nu? Stau, noi ne deplasăm aici, dar ei stau acasă să fac tema. Da. Da? Stau mai bine. Așa. Ia să vedem. Te rog. Să se așeze în ordine crescătoare radicale. Adică. Ce radicale? Supun că radical din 2, radical de ordin 3 din 3. Radical din 2. Da, radical de ordin 3 din 3 și radical de ordin 4 din 4. Tu cum propui? Păi luăm 2 cu 2 și comparăm, nu? Așa, așa. Dar eu știi ce aș încerca să... Să-i aducem pe toți la... Același indice. Același indice, da. Și indicele ar fi cât? 12. 12, da. Prima ar trebui amplificat cu... 6. Celălaltul, cu, deci aici cu 6, aici cu... Aici. 4. 4 și aici cu 3, da. Și iată... Pe radical, să luăm pe primul, radical din 2, indicele e 2, că nu se pune, da? Da. Înseamnă radical indice 12, din 2 ce-i sub radical, la puterea 6. Da. Din 2 la 6. Așa, radical de ordin 3 din 3. Da, este egal cu radical din ce? 12. Este egal cu radical din 12 spre 3 la 4. Corect. Și radical de ordin 4 din 4, radical de ordin 12 din 4 la 3. 4 la 3. Și atunci, eu practic, avem de comparat pe locul lor, pe radical indice 12 din 2 la 6, 2 la 6, 2 la 4 face 16, da. Ori 4, 64. Da. Apoi din radical din 12 din 3 la 4, adică 81. 81, da. Așa. Și respectiv radical din 12 din tot din 64. Din 64. Da. Se vede, avem egalitate. Da. Și ăsta e mai mare, nu? Da, și zice. O să spunem radical din 12 din 64 egal cu radical indice 12 din 81, care
ultima e... Pardon, din 64, adică da. Primul și ultimul. Și ăsta este mai mic decât radicalii 12 din 81. Da. Ceea ce ar fi echivalent în scrierea dinainte, ca și cum aș spune radical din 2. Radical din 2. Egal cu radical din 4. 4. Da. Din 4 din 4. Da, radical doar din 4 din 4. Așa, care este mai mic decât radical din 3 din 3. Și cu asta e tema. Iar de observat, dar noi ne-am grăbit de bine, nu ne-am uitat. Că radical din 4 din 4 simplifică de aici, poți zic 2 la 2. Da? Și simplifica și era radical. Deci nu e nicio filozofie. Da. Altceva? Altă ordine? Următoarea se... Radical din 3. Deci avem numele radical din 3. Da, radical de ordin 3 din 6. Da. Și radical de ordin 6 din 30. Care la ce indice? 60. Ar fi indice 60. De 60? A, nu, 3, amplificăm prima cu 10. Da, de ce? Eu zic chiar 6. Ca 2, 3, 6. 2, 3, 6. Ah, da, 6. 6. Ce? Avem aici ușor. Foarte simplu. Aici amplificăm cu 3 și aici cu 2. Și ce urmează? Radical din 3 egal cu radical de ordin 6 din 3 la 3. De din 6 din 3 la 3, adică deci radical din indice 6 din 3 la 3, apoi vecinul radical din 6 din 6 la 2. Da, din 6 la 2 și... Și asta rămâne așa. Da. Acum mai comparăm... Radical din 6 din... Din 27. Da. Radical de ordin 6 din 3, 6. Da. Radical de ordin 6 din 30. Corect. Și comparăm. Deci. Și acum mai comparăm. Deci zicem 27 e mai mic decât 30, nu așa? Da, mai mic decât 30. 36. Mai mic decât 36. E de parcă aș spune că radical din 6 din 27. Mai mic. Mai mic radical din 6 din 30, care mai mic radical din 6 din 36. Ceea ce înseamnă echivalent. Primul radical, adică... Da, radical din 3. Radical din 3 este mai mic decât ultimul. Da, mai mic decât radical de ordin 6 din 30. Care e mai mic decât? Radical de ordin 3 din 6. 3 din 6. Asta era ordinea terminată listă. Deci ideea este să ducem aceeași indice, după care vezi exact partea numerică. Ce sunt radical de acolo? Altul? Da, următorul exercițiu. Mai era o serie, dar... Ai înțeles ce trebuie făcut și... Următorul exercițiu tot așa se așeze în ordine crescătoare numere, numai că sunt la puteri raționale, da? Primul subpunct e 4 pe 7. Deci 4 pe 7. La puterea minus 2 pe 3. 49 pe 16. La puterea 4 pe 3. Și 16 pe 49. La puterea minus 1 pe 4. La puterea? Minus 1 pe 4. Idei. Trebuie să fie aceeași bază. Aceeași bază, da. Mai întâi. Mai întâi, da. Da. Și aducem la 4 pe 7 e ireductibil. Rămâne așa, da? Deci ar fi 4 pe 7, totul la minus 2 pe 3. Apoi vecina? Păi, aici. Da. Păi și asta e ireductibil. Nu, e 7 la 2. Așa? 7 la 2, supra 4 la 2. Da, supra 4 la 2. Deci 7 pe 4, totul la 2. 4 totul la 2, da. 7 pe 4.
totul la 4. Și totul la 4 pe 3. 4 pe 3. Din coace? Păi 4 la 2 pe 7, adică 4 pe 7, totul la 2, totul la minus 1 pe 4. Totul la minus 1 pe 4. Echivalent cu 4 pe 7 la minus 2 pe 3, 4 pe 7. Fiindcă am 2 4 pe 7, o să lăsăm pe 4 pe 7 și pe asta o întoarcem. Da. Deci 4 pe 7 la 4 pe 7 la minus 2 pe 3. Rămâne așa, da? Da. 4 pe 7 la 8 pe 3. Minus 8 pe 3. Minus 8 pe 3, din cauza... Dacă întoarcem fracția. Minus 8 pe 3. Vine 4 pe 7 la minus 2 pe 1. Minus 2. Minus 1 pe 2. 4, minus 1 pe 2. Și acum ar trebui să comparăm fracțiile. Minus 2 pe 3, minus 8 pe 3. Și 4 pe 7. Deci am avea practic de comparat fracțiile astea. Hai să le luăm deoparte. Minus 2 pe 3 de desubt. Minus 8 pe 3. Și minus 1 pe 2. Numitorul comun e 6. 6, da? Și aduci mai aici. Aici amplificăm cu 2. Și aici cu 3. 3. Ar fi echivalent. Minus 4 pe 3. Minus 4 pe 6. Pe 6, da. Da. Minus 8. Minus 2, 8, 16, da? Da. Minus 16 pe 6. Și minus 3 pe 6. Și la 6 renunțăm numitorul. Și acum avem de comparat, practic, pe minus 4, minus 16 și minus 3. Care ar fi ordinea? Ordinea ar fi minus 16. Minus 16, da, zice crescător. Da? Da, minus 16. Crescător a zis? Da, crescător. Bun. Minus 16. Minus 16, minus 4. E mai mic decât da, minus 4. Minus 4. Mai mic decât minus 3. Și atunci, în condițiile astea, deci minus 16, minus 4, minus 4, minus 3, împărțim totul prin 6. Da. Și ar fi echivalent cu a spune că minus 16 pe 6. Minus 16 supra 6. Mai mic decât minus 4 pe 6. Minus 4 pe 6. Mai mic decât minus 3 pe 6. Minus 3 pe 6. Bun. Și 4 pe 7 ce fel de bază este? 4 pe 7 e subunitară. Subunitară. Și la subunitară se schimbă sensul inegalității. Deci dacă ar fi fost 7 pe 4, da, ar fi rămas la așa. Ar fi rămas în ordinea asta. Da. Deci adăugăm cu 4 pe 7 e mai mic ca 1. Da. Rezultă de aici că 4 pe 7 la minus 16 pe 6, 4 pe 7 totul la minus 16 pe 6, 6. Este mai mare da. Decât 4 pe 7 la puterea minus 4 pe 6. Minus 4 pe 6, care e mai mare decât 4 pe 7, la puterea minus 3 pe 6. 3 pe 6, da. Ce, în ordine crescătoare ar trebui să le așezăm invers acum, așa cum ai zis? Da. Deci de aici rezultă că 4 pe 7 la minus 3 pe 6, adică la minus 1 pe 2. Da, minus 1 pe 2. E mai mic decât, mai mic decât 4 pe 7. Totul la minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3, da. Mai mic decât 4 pe 7. 4 pe 7. Minus 8 pe 3. Minus 8 pe 3. Și cu asta avem în ordine crescătoare. Avem 4 pe 7 la minus 1 pe 2. Dar de unde vine 4 pe 7 la minus 1 pe 2? Noi nu avem minus 1 pe 2 aici. 4 pe 7 la minus 1 pe 2, adică a treia. Da. Adică aș spune, ca să revin la numele de date de autor, aș spune că 16 supra 4 la minus 1 pe 4, da? 16 supra
49, totul la minus 1 pe 4, este mai mic decât 4 pe 7 la minus 2 pe 3, îl avem. Da. 4 pe 7 la minus 2 pe 3. Care e mai mic decât 4 pe 7, adică la minus 8 pe 3, ăsta de da, 9 pe 16, 49 supra 16 la puterea 4. La puterea 4 pe 3, da. Mai privim o dată de la el, a fost câteva capcane aici, hai să recunoaștem da. Că a avut ceva treabă. Mai întâi mi-am dorit aceeași bază, 4 pe 7, am reușit repede să așez. După care, fiindcă am aceeași bază, problema s-a reduce la a compara fracție minus 2 pe 3, minus 8 pe 3 și minus 1 pe 2, adică exponenții puterilor respective. În momentul în care mi-am propus asta, am văzut, am așezat aceeași numitor și aveam de comparat minus 4, minus 16 și minus 3. Deci, minus 16 mai mic ca minus 4 mai mic ca minus 3. Am, practic de aici plecăm dacă mai ieși tu. Și îl facem înapoi. Da? Știind ordinea minus 16 mai mic ca minus 4 mai mic ca minus 3, împart totul prin 6. Am această ordine. Înseamnă că 4 pe 7 fiind număr subunitar, se schimbă sensul inegalității și atunci se așează asta și de aici am vrut să-mi văd care sunt numerele de la început. Da. Totul este organizat, este finalizat. Da, altceva. Acum, mai este un subpunct, dar l-am înțeles, e fix același lucru. Da, deci am înțeles discurs și algoritmul, ca să da? Am înțeles. E perfect. Deci la informatică, da? Faci informatică? Da. Așa, vreau să văd aici. Ca timp că lup și erul ăsta nu l-ați de